Un incident de-a dreptul șocant a avut loc într-un tren care circula pe direcția Cluj-Napoca-Bistrița. O profesoară de geografie de la grupul școlar agricol din Beclean a fost bătută de un tânăr, după care agresorul a sărit din tren. Femeia crede că este unul dintre elevii pe care a lăsat corigenți și va depune plângere penală după ce se va însănătoși. Un incident șocant a zguduit liniștea și călătoria pasagerilor aflați în trenul care se îndrepta spre Bistrița. În timp ce trenul se afla în trecere prin localitatea Șintereac, un tânăr cu o glugă pe cap și cu ochelari a început să o lovească cu pumnii pe profesoară. După ce i-a aplicat acesteia câțiva pumni, tânărul, care este suspect că ar fi unul dintre elevii profesoarei, a sărit din tren. A fost nevoie de intervenția ambulanței la fața locului, care a preluat victima din stația Sărățel, fiind transportată la Spitalul Județean Bistrița Năsăud. Vă rog să închideți. Aceați bătit, doamnă. Nu contează, dar vreau presă. Am fost solicitat echipajul ambulanței cu medic pentru o pacientă de pe trenul rutei Beclean-Bistrița, găsită conștientă, afirmativ victima unui agresiuni. Polițiștii de la transportul feroviar au demarat o anchetă în acest caz. Între stațiile Beclean și Șintereag, o persoană de sex feminin în vârstă de 32 de ani a fost agresată. Ea a fost lovită cu pumnul în figură, suferind o serie de leziuni la nivelul feței, respectiv dantură. La momentul de față, l-am depăsat la Spitalul Județean pentru a efectua primele cercetări. În cazul în care va fi găsit, agresorul riscă andepușcărie pentru violență.